Începând de vineri seară, județul a fost prezentat în ilustrații create de Evelyn Berveț, olandeză îndrăgostită de Maramureș. Acțiunea a continuat cu o conferință în care Ioan Marchi și George Cadar au vorbit despre simbolurile ancestrale ale Maramureșului și limba veche bătrânească. Seara de vineri s-a încheiat pe acordurile autentice ale lui Marinel Petreuș alături de grupul Am fost și fi din Eud. În ziua de sânziene, sâmbătă, pe câmpul tineretului, a fost expusă cea mai mare ie din România. De asemenea, o interesantă călătorie printre simboluri a fost oferită de conferențiar universitar la prin prezentarea motivelor tradiționale regăsite pe cămașa maramureșană. Totodată, maramureșeni au putut să descopere straiul popular din timpul Marii Unieri din 1918 în cadrul unei expoziții în care au fost prezentate exponate din lada de a Muzeului de Etnografie și Artă Populară după lăsarea serii, Nicolae Pițiș și Maria Casandra Hauși au transpus atmosfera vremurilor de altă dată printr-un recital de doine din țara Lăpușului. Șirul evenimentelor din această zi a inclus și premiera concursului Poartă o ie cu mândrie, desfășurat pe pagina de Facebook a evenimentului. Dacă ziua de vineri a fost dedicată culturii, iar cea de sâmbătă tradiției și istoriei, evenimentele nu s-au putut încheia altfel decât în tonuri spirituale. Duminică, cei mici au fost invitați în ocrada cu povești și ateliere, unde au descoperit tainele olăritului, țesutului, ale picturilor pe sticlă și pe căni și au confecționat zgârdane. Acestora li s-au alăturat tineri instituționalizați din cadrul DGASPC Maramureș, care au purtat cu mândrie cămăși cu sute de ei și au interpretat cântece din Maramureș. Valer Zanfirescu și ansamblul Măgura din Cernești au transmis prin cântec frumusețea folclorului autentic maramureșan. Societatea Drăgoșiada, reprezentată de profesorul Ioan Munteanu, a prezentat în cadrul unei conferințe rolul pe care Asociațiunea pentru Cultura Poporului Român l-a avut în susținerea învățământului românesc din Maramureș în secolul al XIX în încheiere s-a vizionat filmul documentar Maramoreș, țară veche, țară nouă, realizat de Florin Andrescu, film ce a fost proiectat pe un ecran în aer liber în Muzeul Satului. Cea de-a treia ediție a evenimentului Mândrie Maramoreșan a fost organizată de Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară din Baia Mare, în parteneriat cu Asociația Development and Progress.